Radu Drăgușin este cel mai în formă jucător român, iar performanțele sale foarte bune atât la echipa națională cât și la Genoa i-au adus un transfer la Tottenham care se va întâmpla în decursul acestei perioade de mercato de iarnă și astăzi îi vom simula cariera aici la Tottenham Hotspur în Anglia și vom vedea cât de departe va ajunge Radu Drăgușin în cariera sa. Bineînțeles, începem totul cu un development plan. În acest moment în EFC 24 Radu Drăgușin are un card de 71 overall, dacă ar fi să îi se dea un upgrade ar merita păcar un 75 și cred eu că pentru primul său sezon la Tottenham vom încerca un sweeper și în echipa lui Tottenham va fi destul de greu să intre al nostru Drăgușin. Sunt foarte mulți fundași de calitate care sunt aici la Spurs și pentru că Ange Postecoglou chiar el l-a cerut pe Drăgușin la echipă. Vom face în așa fel încât Radu Drăgușin să fie al treilea cel mai bun fundaș al celor de la Tottenham. Zis și făcut, am dat afară doi dintre cei mai buni fundași centrali al celor de la Tottenham, Van de Ven, fundaș central de 79 overall și Eric Dyer de 77 overall și în acest moment Radu Drăgușin îl mai are doar pe Davies ca și oponent, să spunem așa, pentru titularizare. El ar fi următorul cel mai bun fundaș central cu 71 overall. Aceasta este echipa celor de la Tottenham Hotspur și vom simula primul său sezon aici în Anglia. Dar înainte de a continua, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să încercăm la acest clip minim 300 de like-uri și să vă abonați pentru că mă ajută foarte mult să încercăm și noi să ajungem cât mai repede la cei 12.000 de abonați. Așadar am terminat primul sezon al lui Radu Drăgușin în Anglia la Tottenham Hotspur și haideți să vedem prima oară cum s-a descurcat echipa sa. Și vedem, au câștigat Cupa Angliei, dar mă interesează foarte mult și campionatul. What the fuck? Radu Drăgușin câștigă campionatul în primul său sezon la Tottenham Hotspur. 91 de puncte, senzațional, băi, ești nebun. Au luat și Cupa Angliei, oare au luat și Carabao? Doamne, dacă făceau tripla de trofeu, au pierdut în semifinalele Carabao Cup. Ce sezon pentru Tottenham Hotspur și evident Radu Drăgușin, chiar dacă poate n-a fost titular, are trofee și asta contează. Haideți să vedem prima oară cum s-a descurcat Drăgușin, câte apariții a avut. Vedem, probabil aceste trofee ale lui Tottenham i s-au datorat portarului Vicario, care a jucat 49 de meciuri, Madison și el acolo cu multe meciuri jucate, 20 de goluri pentru Madison, Heung-min Son, bineînțeles, liderul echipei. Și uite, Radu Drăgușin, 25 de partide jucate, a jucat destul de multe, ținând cont că nu are un overall atât de mare și când mă uit eu aici, doar Romero a avut mai multe partide decât el, 44. Ben Davies a fost accidentat, nu știu dacă ține de mult accidentarea asta lui, vedem 22 de partide a avut el. Pentru primul sezon, unde stai că l-am pierdut pe Drăgușin, ok. Pentru primul sezon Drăgușin un gol, 25 de partide, 75 overall, e bine, rămâne la Tottenham și cine știe, poate chiar câștigă în Champions League cu ei, oricum un sezon mult peste așteptări. Pentru al doilea sezon al lui Radu Drăgușin vom schimba development planul, îl vom pune pe stopper pentru a-i crește physicalul. La 22 de ani, 75 overall, cred că la finalul acestui sezon va avea măcar 79. Haideți să vedem dacă Radu Drăgușin, cine știe, poate chiar câștigă Champions League-ul cu Tottenham, ținând cont că anul trecut a reușit să câștige primele trofee ale acestei echipe după mult timp. Sezonul numărul 2 al lui Radu Drăgușin în Anglia la Spurs. Haideți să vedem cum s-a jucat românul nostru, mai slab decât anul trecut. Nu avem nici finala FA Cup, nu avem nici campionatul câștigat. Ce s-a întâmplat oare? Liverpool și Manchester United prea puternice. Am câștigat totuși Community Shield, deci totuși 3 trofee pentru Radu Drăgușin în doar 2 sezoane. În Emirates FA Cup am pierdut semifinale cu Aston Villa, din păcate, iar în Carabao am pierdut mai devreme. Haideți să vedem Champions League-ul, ce s-a întâmplat cu el. Mamă! Am pierdut în grupa asta, AEK Atena a trecut peste noi. Ok, deci înseamnă că a fost în Europa League, unde, mamă, what the fuck? Băi, ne-a bătut Celtic în runda preliminară. Ce s-a întâmplat? Nu prea știu ce s-a întâmplat, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Drăgușin, dacă a jucat, dacă a mai crescut. Unde e Drăgușinul? A jucat Ben Davies ăsta și a revenit după accidentare și a furat locul lui Drăgușin, da? Doar 16 meciuri în acest sezon, îngrozitor de slab pentru Drăgușin sezonul ăsta. Nu înțeleg de ce au jucat atât de puțin, ținând cont că este mai bun în overall decât unde e mă panorama asta de Davies. Are 76 și are 32 de ani. Mai retrage-te și tu, moșule. În fine, Drăgușine, nu știu cu tine de n-ai jucat. Ești foarte supărat, se vede pe fața ta. Plecăm de la Spurs. Plecăm de la Spurs. Postelogule, tu l-ai vrut pe Drăgușin. Văd că nu l-ai tratat cum trebuie. Plecăm de aici. Deși m-a dezamăgit grav Tottenham, o să le mai dau o șansă. Ultimul sezon, ăsta e ultimul sezon în care stăm la Spurs, pe bune. 23 de ani, Drăgușin nu are nevoie să stea pe bancă, are nevoie să crească, să-i dăm un ball playing midfield și simulăm sezonul numărul 3 al lui Radu Drăgușin. Așa băieți, sezonul numărul 3 și ultimul la Tottenham Hotspur, am zis-o și haideți să vedem dacă am făcut o alegere bună să mai rămânem pentru încă un sezon aici în Anglia și... Uite că am pierdut finala Europa League, am fost în finala Europa League măcar atât și în campionat locul 6, da, e momentul să plecăm, clubul se duce pe râpă. Emirates FA Cup am pierdut în sferturi, în Carabao am pierdut, ok, iar în Europa League ați văzut și voi am pierdut finala, destul de ghinioniști am fost. În Champions League înseamnă că iarăși am terminat pe locul 3 în grupă, de s-a dat o grupă parcă mai greuță un pic, dar totuși am trecut în runda preliminară de Rangers, anul trecut ne-a bătut Celtic, am bătut-o pe Manchester City care a ajuns și ea în Europa League, 3-2 la general, în sferturi am trecut de Liverpool, 3-2 la general, în semifinală de Benfica și în finală ne-a bătut Fiorentina, firar mama lor să fie, ok. Haideți să vedem ce a făcut Drăgușin în ultimul său sezon aici în Anglia, 45 de meciuri, 2 goluri, dar doar plus 3 overall, 80, măcar e bine că am atins acest overall. Aoleu, Drăgușine, Drăgușine, hai să plecăm de aici că nu știu dacă a fost bine sau rău, dar a fost o chestie interesantă. Hai să vedem poate o Germania, eu așa zic, o Germania ar fi bună pentru Radu Drăgușin la 24 de ani, 80 overall. Iar prima ofertă pentru Radu Drăgușin vine din Anglia, Aston Villa, nu prea știu ce să zic, nu aș rămâne în Anglia deocamdată. Băieți, suntem la finalul perioadei de transferuri, au mai oferit pentru noi echipe ca West Ham, Burnley și Leeds și dintre aceste trei echipe care au ofertat, eu le-am dat reject la toate, dar trebuie să plecăm de la Tottenham, așa că vom merge la Leeds United pentru că am observat echipele și la West Ham nu am avea loc, Burnley este în a doua ligă din Anglia și Leeds ar fi singura echipă unde Radu Drăgușin ar fi titular. Și asta ne interesează în momentul de față ca să-i restartăm un pic cariera, că nu-mi place ce se întâmplă acum. Așadar, Radu Drăgușin devine noul fundaș central al celor de la Leeds United, unde nu are prea multă concurență pe post și să sperăm că această lipsă de presiune îl va face mai bun ca niciodată. Sezonul numărul 4 al lui Radu Drăgușin în Anglia din nou. Sezonul numărul 4 din cariera lui Radu Drăgușin, suntem în 2027 și vreau să văd aici, nu știu, în Premier League locul 10, locul 12, da. Era de așteptat cu o echipă de genul că nu o să lăm campionatul. Spurs termină pe locul 4, fosta noastră echipă. În Emirates FA Cup am pierdut în runda 6-a. În Cherubeo am pierdut mai devreme de atât și nu cred că am fost în vreo competiție europeană, dar ne uităm așa de curiozitate. Nu, chiar nu cred că am fost. Ia uite, Tottenham a câștigat Europa League, n-au putut să facă când eram noi acolo, firar să fie. Iar Champions League-ul, Bayern vs Barcelona, o finală foarte interesantă, dar pe noi ne interesează cum s-a scurcat Radu Drăgușin, pe care am crezut că nu-l văd acolo. Ok, 29 de meciuri, în continuare n-a jucat toate meciurile posibile, dar e ok, n-a dat niciun gol, niciun asist și s-a pus singur pe lista de transferuri. Nu, eu îl pusesem aparent, când l-am pus eu habar n-am, în fine. 83 overall la 25 de ani și a atins potențialul, dar eu vreau să mergem mai mult de atât și nu cred că vom face asta la Leeds United, aici am venit doar așa să-i mai creștem un pic, pentru că la Tottenham era cam urâțică situația. Haideți să vedem următoarea echipă a lui Radu Drăgușin. Iar prima ofertă pentru Radu Drăgușin vine de la Bayer Leverkusen plus Robin Lenormand și avem una și de la AC Milan. Haideți să verificăm aceste două echipe, bineînțeles, nu ne ducem așa orbește și sincer cea de la Bayer Leverkusen îmi place mult pentru că dau și un jucător la schimb și așa știm sigur că Drăgușin va fi titular. La AC Milan îl avem pe Mike Manian în poartă, ok, 90 overall, îl avem pe Lucas Hernandez, mai e și Hancko aici, Theo Hernandez, bineînțeles, avem frații Hernandez, foarte wholesome, să zicem așa. Ficaiu Tomori, Leni Ioro e și el la echipă. Nu prea știu ce să zic pentru că nu sunt sigur că va fi titular Drăgușin, dar e o echipă foarte bună. Mai e și Benacer, Dechetaler, ok, Musah, nu știu cine ăsta, Daniel Maldini, fiul lui Maldini, am uitat cum îl cheamă, Reynolds în continuare la echipă, Salemakers, Ciucuenze, Leao, Isaac, Pulisic, ok. Îmi place foarte mult echipa asta, dar haideți să nu o scoatem încă din ecuație și pe Leverkusen, care vor să dea și un jucător la schimb, unde este Bayer Leverkusen. Ok, Nick Pope, Frimpong e la echipă, Grimaldo, Marquinhos, Robin Lenormand pe care vor să dea la schimb. Ok, deci am fi titular 100% la această echipă. Florentino e și el aici, jucător cu overall bun. Leroy Sané, Florian Wirtz, nu l-au vândut încă, Temi Abraham. Băi, o echipă bună, dar... Oh, mai e și Alvarez, Alex Alvarez. E o echipă bună, dar parcă la Milan mai duce mai degrabă. Și o să facem o chestie. Mergem aici la Transfer Hub. Mergem la oferta făcută de către AC Milan și o să negociem. Și o să negociem următorul lucru și anume o să facem un schimb. Radu Drăgușin pentru Hancko ăla. Ok, David Hancko. Și propus nu transfer fee, o să cerem doar 4 milioane așa. Eu zic că e fair. Nu vor să dea pe Hancko, atunci nici noi nu îl vom da pe Drăgușin. Cum naiba, reject, așa, bun. Atunci ce rămâne de făcut e să acceptăm la Bayer Leverkusen pentru acest Lenormand. Așa că Radu Drăgușin merge în Germania, cum am vrut eu acum un sezon, la Bayer Leverkusen. Oricum, Bayer Leverkusen mi se pare una dintre echipele care în 2-3 ani în viața reală va deveni o forță a fotbalului la nivel mondial, european, cum vreți voi să-i spuneți. Xabi Alonso este un antrenor foarte bun și a reușit să facă dintr-o echipă mediocră una care să se bată acolo la cupele europene, în fine. Aici la Bayer Leverkusen văd că joacă cu 3 fundași, deci am fi putut să-l păstrăm și pe ăla de 85, am uitat cum îl chema. Dar haideți să încercăm, de ce nu să abordăm o formație, un 4-3-3 atac, ce ziceți de asta? Aveți și voi mijlocași? Nu prea au mijlocași, da, nu prea au mijlocași, așa că am făcut o greșeală că l-am dat pe băiatul ăla. Ok, hai că revenim la formația lor, 3-4-2-1, Drăgușin, Orban, păi e ok, e Wirtz aici nebunul, Alvarez, Abraham probabil va juca, nu naiba să joc eu cu băieții ăștia că mă cam zăpăcesc un pic, vreau să joace neapărat Frimpong. Ce naiba pot să-i fac eu right wing back așa, bun. Grimaldo are left wing back. Wirtz, poate îl joc pe el aici. Nu. Foarte complicată treaba că nu avem mijlocaj neapărat bun, neapărat. Nu prea avem mijlocași și niște cei. Hai să încercăm. Simulăm sezonul lui Drăgușin aici în Germania la Bayer Leverkusen. Nu știu dacă am făcut o alegere foarte bună să venim aici. Dar sper că am făcut. În fine, o să-i dăm un sweeper de ăsta sezonul lui cu numărul 5. Sezonul numărul 5 al lui Mr. Drăgușin la Bayer Leverkusen sub îndrumarea lui Xabi Alonso. Bine, aici în continuare la antrenez eu, dar nu contează. Aha! Bă, ești prost! Doamne, ce diferență! Un singur punct diferență între Leverkusen și Bayern München, campioana Germaniei, dar vedem Union Berlin a fost și ea foarte aproape la gol averaj. De fapt, nici nu înțeleg la gol, nici nu înțeleg unde s-a făcut diferența. În fine, din păcate nu luăm campionat în Germania, luăm cupa. Am pierdut în semifinale tot cu Union Berlin. Oare ce echipă or avea Union Berlin de sunt atât de buni? Ce greșeală am făcut. AC Milan în finala Champions League. Doamne, ce greșeală am făcut. Doamne, ce greșeală am făcut, aoleu, puteam să fim la echipa care este în finala Champions League. Asta înseamnă că a fost în Europa League măcar. Da, ok. Am trecut de Bayern München, da, în runda 16, în sferturi, am trecut de Sevilla, În semifinale ne-a bătut Villarreal, echipa care a pierdut finala. Haoleu, firea ea de treabă. Dar puteam să fim la AC Milan, care e în finala Champions League. Doamne, ce greșeală am făcut. În fine, mă interesează dacă Radu Drăgușin a crescut. Doar +1 în acest sezon a jucat, a fost titular. Bineînțeles, n-avea cine să joace în locul lui. Doar +1, nu-mi place. Ok, nu știu, nu vreau să rămân la Leverkusen. Eu sunt nebun, mă, eu vreau să schimb echipele ca pe șosete. Hai să vedem ce echipă vrea să-l ia pe Drăgușin. Iar prima echipă care vrea pe Drăgușin este AC Milan. Și de data asta nu mai refuz și sunt curios dacă Milan a reușit până la urmă să câștige Champions League-ul. Hai să vedem. Adică ne uităm la Supercupă și... da, chiar au reușit să câștige Champions League, așa că mergem la AC Milan să-i așteptăm să facă asta din nou. Și uite că Radu Drăgușin se întoarce în Italia, nu la Genoa, nu la Juventus, unde practic și-a început cariera ca și profesionist, și la AC Milan, echipă care în sezonul trecut, în acest moment aici, în FIFA, în fine, a reușit să câștige Champions League-ul, așa că sigur este un transfer foarte bun. Și de această dată trebuie să fie mai bun decât Hancko ăsta. Leao, Isaac, Ciucu, Enze, ei au fost atacul letal al milanezilor cu care au câștigat ei Champions League-ul. Frații Hernandez, unul în stânga, unul în dreapta. Îmi place foarte mult echipa asta. Haideți să vedem ce development îi mai punem lui Drăgușin, pentru că vrem să mai crească. Vreau să depășim, să se ducă măcar un 86, 87 poate. Uite, un stopper. Un stopper să-i crească agresivitatea și toate alea, că trebuie să fie acolo power. Radu Drăgușin, sezonul numărul 6 al carierei sale, simulat acum. Dar totuși, ca să nu fac vreo greșeală, am pus aici 3 fundași centrali ca să fiu 100% sigur că Drăgușin va juca. Nu-mi permit să fac vreo greșeală în acest moment. Sezonul numărul 6 al lui Radu Drăgușin, suntem la AC Milan, nu avem o finală de Champions League din câte văd și nu am câștigat nici măcar campionatul. AC Milan, de ce mi-ați dat, mă, țeapă? Un punct! Exact cum s-a întâmplat la Bayer Leverkusen, un punct a făcut diferența. Supercupa italiană, am pierdut-o și pe asta. Copa Italia, am câștigat-o, măcar un trofeu acolo de adăugat pentru Radu Drăgușin și compania. Am câștigat și Supercupa Europei în fața celor de la Lazio. Și vedem că Lazio a reușit să ajungă în finala Champions League, la fel ca și Tottenham Hotspur, fosta noastră echipă, în fine. Noi am trecut de grupa noastră pe primul loc, am fost în grupă cu Universitatea Craiova, foarte realist, glumesc. Uite, am bătut pe Milan, doamne, noi suntem Milan, am bătut pe Leipzig în runda 16-a, în sferturi, însă am trecut și de Paris Saint-Germain, iar în semifinale, doamne, ne-a bătut Lazio, băi, fix unde conta ne-a bătut Lazio și parcă vezi că o să câștige lațiarii Champions League oricum. Un sezon bun, aș putea spune, chiar dacă n-am câștigat campionatul, putem să facem la anul. Și vreau să-l văd pe Drăgușin cu multe apariții, 50 de meciuri, cele mai multe, cred, pentru... Bine, hai, Tomori are mai multe, dar cred că putem spune clar că dacă am jucat și cu doi fundași, ar fi titular Drăgușin în acest moment. 85 overall, 27 de ani, destul de în vârstă, dar nu contează. Mergem spre sezonul numărul 7 și o să mai rămânem încă un sezon aici la Milan. Așa, băieți, sezonul numărul 7 din cariera lui Radu Drăgușin, suntem la AC Milan și din nou nu avem finala Champions League acolo, ceea ce mă supără, însă am câștigat campionatul, ceea ce este destul de ok, 81 de puncte, cu 10 mai mult decât Roma, echipa de pe locul 2, Supercupa Italia, am luat-o și pe asta, ok, 2 trofee, iar Copa Italia, din păcate, am pierdut-o în finală, în fața celor de la Napoli. Hai să vedem și Champions League, unde din nou Tottenham Hotspur e în finală, mă, fraților. Au înnebunit ăștia de la Tottenham de când a plecat de la ei și din nou am fost într-o grupă cu echipă din România, de această dată cu Steaua. În runda 16-a, am pierdut chiar din runda 16-a cu Bayern München, 4-3 la general, păcat, păcat, păcat. Sunt curios, oare au câștigat ăștia Tottenham Champions League-ul și anul trecut? Da, mamă, au devenit destul de buni. S-ar putea să ne întoarcem la ei, de ce nu? Haideți să verificăm prima oară cum s-a jucat Radu Drăgușin. Și vedem, n-a ajuns la 86 overall și n-a jucat. Fuck. Ca să vă zic ce am făcut, am schimbat formația. Am zis că să jucăm și noi frumos cu un 4-3-3 și din păcate asta a fost o greșeală. Hancko a jucat în locul lui Drăgușin. Echipa a mers mai bine, însă Drăgușin a mers mai prost. Băi, cum nu-i ăsta Hancko, era și mai bătrân, m-am gândit cum naiba, nu mai crește el, dar uite că Drăgușin n-a fost destul de bun încât să joace în locul lui Hancko și chiar vrea să plece de la echipă, așa că bineînțeles vom pleca de la Milan. Din primele oferte pentru Radu Drăgușin, una de la Aston Villa, reject direct, și cealaltă de la o echipă care chiar l-a dorit în viața reală și anume Barcelona, și trebuia să ajungem aici, așa că acceptăm. Vamos! Așa că Drăgușin se transferă la Barcelona și vreau să văd ce echipă are Barcelona, pentru că sincer am acceptat chiar fără să mă uit. Eram 100% convins că o să vină o ofertă de genul și uite că... Mama, m-am speriat, am crezut că n-au portar. Au portar? Unde e Drăgușin? Ma, uite la aici, m-am speriat. Băi, ce mă speriasem, ok. Cunde, Araujo, Mendez, dar lipsește Araujo celălalt, din câte văd. Mai e Goresca aici, un Goresca bătrân, Werner și el bătrân, Musiala în prime-ul carierei sale, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Stai așa, cred că puteți zice că un 4-3-3 atac, ok, cu Musiala aici, Pedri 92, Fermin ăsta, Wahi atacant, Doku dreapta, Torres în stânga, îl mai avem și pe Garnacho. Sincer, cred că aș juca mai degrabă cu Torres atacant și cu Garnacho în primul 11. Oricum, o echipă foarte bună a Barcelonei. Sincer, nu știu dacă e destul de bună încât să câștige Champions League-ul, dar oricum va ieși ceva nebunesc cu Drăgușin titular 100%, n-are cum să nu fie titular în echipa asta. Probabil nu va mai crește în overall, dar ce să-i faci? Asta a fost ghinionul lui. Sezonul numărul 8. Sezonul numărul 8, băieți, și în sfârșit avem finala Champions League. Suntem în finală contra fostii noastre echipe, AC Milan. Și haideți să vedem dacă reușește Radu Drăgușin să le dea clasă usura de la Milan și să câștige finala de la Barcelona. Chiar sunt curios cum s-a schimbat Barcelona și în celelalte competiții, ținând cont că nu aveau foarte mulți jucători la echipă. Avea un prim 11 destul de bun, dar în rest echipa nu era cine știe ce. Haideți să vedem însă până una alta finala simulată aici live. Drăgușin în primul 11, bineînțeles. Hai să vedem. Uite, nu știu. Îl las pe Torres, ok, Doku, Musiala, Pedri. Da, asta e cea mai bună echipă, nu pot să fac o echipă mai bună de atât. Simulăm, quick sim. Hai Barça, hai Drăgușine. Nu se poate, mă, la penaltiuri pierde în finala Champions League împotriva celor de la AC Milan. Aoleu, cât ghinion. Da, din păcate, aoleu, a arătat Ferran Torres penalti, mai bine nu-l băgam. Garnacho și cu Ferran Torres, mama, a mai arătat un penalti Ferran Torres în minutul 15, Rafa Leao face dubla. Și da, din păcate am pierdut finala Champions League, dar măcar am ajuns aici și știm sigur că Barcelona a fost alegere bună. Dacă rămâneam la AC Milan, nu cred că ajungem în finală, în fine. Barcelona a câștigat grupa ei, în runda 16 a bătut pe AS Monaco, în sferturi a trecut de Borussia Dortmund și în semifinale de RB Leipzig. Hai să vedem și celelalte competiții și mă refer aici la campionat, unde l-am câștigat 86 de puncte la egalitate de puncte cu Villarreal, surprinzător, dar e bine că am câștigat campionatul. Supercupa am luat-o și pe asta, Copa de Spania n-am luat-o și pe asta, dar până la urmă puteam să facem tripla de trofee dacă o luam și Champions League-ul. O finală de Champions League este bună și hai să vedem acum câte meciuri a jucat Drăgușin. 50 de partide la Barcelona, 86 overall plus 1, este bine că a crescut și vom mai rămâne aici pentru că merge bine echipa, așa că haideți să mergem spre sezonul numărul 9 sau chiar 10, am uitat un pic. Sezonul numărul 9 al lui Radu Drăgușin, suntem la Barcelona și am câștigat oare campionatul? Ei bine, da, din nou, ceea ce este bine. Supercupa, nu. Copa de Spania, da, în fața celor de la Real Madrid, care este mereu binevenit. O victorie de genul ăsta. Paris Saint-Germain, Liverpool este finala Champions League. Noi nu am fost în final, am ieșit cu greu din grupa noastră. Am bătut-o pe Lens, iar în sferturi, din păcate, Arsenal ne-a învins 5-4 la penaltiuri. Și aici s-a terminat parcursul nostru în Champions League. Haideți să vedem pe Drăgușin, care nu a mai crescut și pare că va da în regres. Da, ceea ce nu-mi place. Haideți să vedem 41 de meciuri, un gol, e ok, dar valoarea sa a început să scadă, ceea ce înseamnă că ușor, ușor îi se va termina cariera. Mai simulăm un sezon la Barcelona, un sezon în care cred eu că putem să câștigăm Champions League-ul și dacă nu vom face, acolo se va termina cariera lui Drăgușin în FC24. Și uite că ce speram se întâmple, s-a întâmplat. Barcelona este din nou în finala Champions League și de această dată va da piept cu Paris Saint-Germain. Și trebuie să câștigăm finala. Nu există să nu câștigăm finala Champions League. Barcelona trebuie să-i dovedească lui Drăgușin că a fost alegerea perfectă. Și înainte de asta, haideți să ne uităm peste primul 11, unde să-l băgăm pe Wahi, care a crescut la 90 overall. 2 cu 88, Garnacho 88, va intra acolo. Adil, pe care l-am transferat de la fost la AC Milan, l-am luat pentru că aveam nevoie de mijlocaș, vă zic sincer. Și l-am luat și pe Pedro Porro pentru că din nou aveam nevoie de un fundaș dreapta care să facă acolo competiție. În fine, echipa asta este bestială, echipa asta va câștiga Champions League-ul, echipa asta îl va face pe Drăgușin câștigător al Champions League-ului și după cum v-am zis, asta s-a întâmplat. Koundé și Mendez marchează pentru victoria în Champions League a lui Drăgușin. În sfârșit am reușit, era obiectivul pe care voiam să-l realizez până la finalul carierei sale și de asemenea a câștigat și La Liga, EA Sports, FC Barcelona, Supercopa câștigată împotriva celor de la Sevilla, Copa de Spania însă nu, dar nu contează pentru că avem tripla de trofee și vreau să văd câte meciuri a jucat Radu Drăgușin, 50 de meciuri, 87 overall, finalul carierei lui Drăgușin a fost acum.